Deoarece femeile vremii noastre au pierdut această conștiință înaltă, au început să nască prunci după trup. Copiii noștri au devenit incapabili pentru credință. Adeseori le este greu să creadă că sunt chipul Dumnezeului cel veșnic. Cel mai mare păcat al zilelor noastre constă în faptul că oamenii s-au afundat în deznădejde și nu mai cred în înviere, Moartea omului este considerată de aceștia ca moartea cea din urmă, ca nimicire în timp ce ea trebuie considerată drept clipa schimbării chipului existenței noastre, drept ziua nașterii noastre la viața cea mai înaltă, la plinătatea vieții ce aparține lui Dumnezeu. Cu adevărat, Evanghelia spune, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața. Amin, amin zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Amin, amin zic vouă, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Și expresia asemănătoare putem aduce din destul. Adeseori aud de la oameni, cum și de ce se întâmplă toate acestea? Pentru ce majoritatea oamenilor și-au pierdut capacitatea de a crede? Oare această nouă credință nu este consecința vastei culturi când ceea ce spune Sfânta Scriptură devine baz, vis, irealizabil? Credința, capacitatea de a crede, nu depinde în primul rând de gradul de cultură al omului. Într-adevăr, observăm că în vremea noastră în care se răspândește cultura, credința slăbește în timp ce ar trebui de fapt să se întâmple contrariul. Adică cu cât mai vaste devin cunoștințele omului, cu atât mai multe pricini are pentru a recunoaște mare înțelepciunea credinței lumii. Așadar, în ce constă rădăcina necredinței? Înainte de toate se cuvine să spunem că subiectul acesta este în primul rând lucrarea părinților, a taților și a mamelor. Dacă părinții se comportă cu seriozitate față de faptul nașterii noului om, cu conștiința că pruncul născut poate fi cu adevărat fiul al omului după chipul fiului omului, adică al lui Hristos, atunci se pregătesc pentru această faptă nu așa cum de obicei se întâmplă ea. Iată un exemplu minunat. Zaharia și Elisabeta se rugau de multă vreme ca să li se dorească un fiu. Dar ce s-a întâmplat? Și s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și văzându Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea lui mulți se vor bucura, că va fi mare înaintea Domnului și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Vedem în continuare că Ioan, aflându-se încă în pântecele Maicii sale, a cunoscut vizita Maicii lui Hristos și a săltat de bucurie, iar bucuria lui s-a transmis Maicii sale. Atunci aceea s-a umplut de duh prorocesc. Altă pildă este prorocița Ana. Așa și acum, dacă tații și mamele ar naște copii, conștienți de mare însemnătate a acestei fapte, atunci copiii lor s-ar umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicilor, iar credința în Dumnezeu, Creatorul la toate, ca față de părintele lor, ar deveni pentru ei firească și nicio știință nu ar putea să le clatine această credință, deoarece cel ce se naște din Duh, Duh este. Așadar, existența lui Dumnezeu și apropierea lui de noi este un fapt evident pentru un astfel de suflet iar credința celor erudiți sau a celor inculți va fi în ochii acestor fii al lui Dumnezeu ca o simplă dovadă că oamenii aceștia nu s-au născut încă de sus și tocmai din această pricină nu cred în Dumnezeu pentru că sunt numai trup născuți din trup. Însă ceea ce constituie o adevărată problemă pentru biserică, pentru menirea ei, este cum să-i convingi pe oameni că sunt adevărații fii și fiice ai veșnicului părinte. Cum va arăta lumii posibilitatea unei alte vieți asemenea vieții lui Hristos sau cu cea a prorocilor și a sfinților. Biserica este datoare să aducă în lume nu numai credința în înviere, ci și garanția pentru ea. Atunci va fi deprisos pretenția pentru oricare alte învățături moraliste.